Și acum să vedem pentru ziua de duminică, 29 august, care este energia cărților de tarot. Foarte interesant, pentru această zi avem aici Hierofantul sau Marele Preot, arcana majoră care în tarot reprezintă zodia Taurului. Prin urmare, dacă tu ai anumite plasamente planetare în Taur, fie ești din zodia Taur, ai luna, ascendentul sau o aglomerare de 4 sau mai multe planete în această zodie, sau dacă ai un Taur în viața ta, mare atenție la această zi și la această etalare, pentru că mesajul este foarte clar direcționat pentru tine sau pentru această persoană din zodia Taur. Hierofantul sau Marele Preot ne vorbește despre niște binecuvântări care vin în viața noastră, dar vin pe niște căi foarte oficiale. Pentru o parte dintre voi s-ar putea aici să primiți un cadou de la bunici, de la părinți, de la niște membri mai în vârstă din familia voastră. Pentru o parte dintre voi s-ar putea să aflați că au fost aprobate niște acte pe care le tot așteptați. Știu că pare ciudat că e zi de duminică, e în weekend. De obicei nu se întâmplă mare lucru în privința instituțiilor publice, a actelor și a documentelor în zilele de duminică, în zilele de weekend. Dar aici văd că anumite lucruri care se întâmplă în această zi s-ar putea să vă aducă în cursul săptămânii următoare niște vești foarte frumoase, foarte pozitive. Cu Marele Preot, cu Hierofantul, văd de asemenea că o parte dintre voi s-ar putea să mergeți la o nuntă sau la un botez în această zi, în acest weekend, să fiți martori ca acești doi îngerași din această poză la oficierea unei cununii, la legalizarea unei relații. Și pentru cei care nu erați siguri dacă vreți să mergeți sau nu la acest eveniment, la această nuntă sau la acest botez, aici cartea aceasta vă recomandă clar să mergeți, să participați, să fiți acolo de față, pentru că într-un fel sau altul, universul o să vă răsplătească și o să aducă și în viața voastră, mai direct sau mai indirect, anumite lucruri pozitive, anumite lucruri frumoase pe care voi acum nici măcar nu le puteți percepe, nu vi le puteți imagina. S-ar putea ca la această nuntă, la acest botez, la acest eveniment la care sunteți invitați să cunoașteți pe cineva care să vă ajute în afaceri sau să vă ajute în carieră sau să vă prezinte pe viitorul vostru soț, soție, indiferent care este situația voastră de viață acum, la momentul actual, indiferent ce vă doriți foarte mult să obțineți în viața voastră, aici, în această zi de duminică, văd că se pun bazele pentru ceva foarte solid, pentru ceva foarte stabil, pentru ceva foarte frumos și de lungă durată. Da? Aici nu e vorba neapărat de un cadou care vă pică din cer în secunda aceasta, în această zi. Aici se vor declanșa o serie de evenimente care o să vă aducă foarte multă împlinire în viitor. Profitați de această energie, nu o lăsați să vă scape printre degete. Dacă v-a plăcut această interpretare de tarot și vreți să vedeți mai multe etalări, vă aștept pe canalul meu de YouTube, unde am pregătit pentru voi atât etalări lunare, cât și anuale pe zodii, precum și etalări atemporale, care sunt general valabile, indiferent de momentul la care le vedeți, etalări de tipul alege o carte, în care voi alegeți setul de cărți cu care rezonați cel mai mult pentru a găsi mesajul care se potrivește pentru voi la acest moment dat și pentru cei care aveți nevoie de răspuns la o întrebare foarte clară, foarte concisă. Am pregătit niște etalări de urgență foarte scurte, de sub un minut, și dacă cumva nu găsiți în acea listă de etalări răspunsul la întrebarea care vă macină pe voi, puteți să-mi lăsați în comentarii o întrebare foarte scurtă, poate să fie cu răspuns da sau nu, sau cu o interpretare mai largă, și o să mă inspir din întrebările voastre, din nevoile voastre pentru a pregăti următoarele etalări de urgență. Vă mulțumesc pentru că ați stat cu mine până la final, ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!